Conducerea economică a Spitalului de Urgență Roman susține că veniturile obținute din coplată sunt derizorii, ele fiind echivalente cu încasările de la automatul de cafea. Felul coplății pe anul 2014, nu mai țin minte cine. Să vă spun, fabuloasa sumă de 3.780 de lei a fost încasată din coplată în anul 2014. Deci revin, această coplată nu este o sumă care să aibă un impact financiar major în activitatea noastră. Ca să facem o comparație, încasările lunare de la automatul de la poartă sunt de circa 2000 de lei. Deci coplata este pe lună, 2000 de lei pe lună, iar la coplată am strâns 3780 de lei pe an. Ideea de coplată în sistemul de sănătate a fost introdusă de ministrul liberal Eugen Nicolaescu în 2013, pacienții plătind la externare o sumă cuprinsă între 5 și 10 lei pentru serviciile de spitalizare, exceptându-le pe cele de urgență. Coplata a fost aprobată în ședință de guvern și a fost păstrată în sistem, deși aduce la buget sume nesemnificative.